Deci. Nu începe cu deci. Știi când era nebunia asta de ce se spunea la școală? Da, să nu începe cu deci. Nu începe cu deci. Deci, de ce ne-am dus la școală și de ce nu scrii frumos? Asta e primul subiect. Da, eu scriu foarte urât pentru că m-am dus la școală și pe vremea aia să mai scria, ne punea să scriem după dictare, te punea să copiezi de prin cărți, dar de mine nu s-a lipit. Uite așa. Așa trebuie? E mai bine așa? E perfect așa. Așa facem atunci. Da. Ne-am gândit, fiind aici într-o dimineață la o bodegă, ne-am gândit să vorbim de ce ne-am dus la școală, din punct de vedere al mașinilor, bineînțeles, că noi încercăm să păstrăm acest punct de privire, acest punct de vedere din partea asta de auto. Se aude ceva care interferează. Dă-i tu telefonul mai încolo puțin. Păi așa nu-l dau pe avion. Dă-l pe avion, da. Nu mai să meargă toate celelalte. Așa. Păi, altceva n-are ce să meargă din el decât cronometrul ăsta. Ia vezi, acum e bine? Sau tot nu-i place? Nu mai vibrează, nu mai aud vibrația aia. Hai că ăsta merge. Înseamnă că ăsta e ce să mai... Asta e problema, da. Da. Așa. Da. Continuăm? Da. Cu școala? Nici n-am întrerupt. Așa, niciodată. Nu întrerupem niciodată. Lăsăm toate greșelile și bâlbâielile, le lăsăm acolo. Haide până începem să vorbim ce am vorbit în mașină. Pentru că cele mai mișto discuții ale noastre nu sunt filmate. Din păcate. Și așa cum zice Cezar, de fiecare dată după o jumătate de oră ne constatăm, bă, ce mișto ar fi fost dacă vorbeam înregistrați. Acum încercăm să reproducem discuția. Sigur nu mai iese la fel de hazlie, dar ce vorbeam cu Cezar pe drum și îi spuneam că am observat că pasiunea trebuie păstrată ca pasiune și nu trebuie transformată într-o meserie. Că cred că merge aici dacă referitor la educație, nu? Sau da. Merge discuția. Merge, că dacă merge. Nu merge, ne ținem pe... Și facem separat și facem altă dată. Ce mare lucru. Da. Cât țin bateriile. Avem un pic de range anxiety, dar na. Este, discuția ar fi potrivită pentru că știu că ne urmăresc mulți meseriași din toate domeniile, dar mai ales din domeniul ăsta al mașinilor, al automobilelor. Și știu că pentru fiecare, atunci, la început, a fost o pasiune. E, și pentru mine la fel, cu detailing-ul mă refer. Apoi, trecând într-o fază de a câștiga bani după această pasiune, am observat eu o transformare. Și de asta aș vrea să îmi spuneți și voi în comentarii dacă ați simțit același lucru. E posibil să nu fi simțit același lucru, eu vă zic povestea mea. E, și după un timp am observat eu că nu mai aveam pasiunea aia. După nu știu câte mașini, nu mai țin minte când. Probabil trecerea este lină, neobservabilă. Nu este un șoc din ăla și descoperi de mâine că nu mai ești pasionat. Făcând un business din pasiune, la un moment dat nu ai cum să întrerupi treaba. Pentru că, din mai multe motive, ce nu le mai explic, că sunt evidente. Și constatam, gândindu-mă așa în urmă, că este și mai bine dacă pasiunea rămâne acolo, undeva la sfârșit de săptămână. Pe de altă parte, dacă începi un business pur din pasiune, la un moment dat se va dilua, dar nu din punctul de vedere al prestării serviciului, în cazul în care faci asta zi de zi. Se va dilua din punct de vedere al plăcerii pe care o resimți făcând lucrul acela. Nu mai e plăcerea aia. Cel puțin la mine, v-am spus, nu generalizez acum. Dar se transformă în ceva, zic eu, mult mai important. Mult mai important pentru clienții tăi. Se transformă într-o profesie și într-o abordare profesionistă a serviciului. Într-o abordare a lucrului bine făcut, cum ar zice președintele nostru. Și m-am gândit că, pornind din pasiune, se transformă în profesionalism, iar de acolo, mai departe,
este mult mai bine pentru client, pentru că atunci când îți va veni greu să strădezi pasiunea la un moment dat. Și vorbeam cu Cezar că cei care încep un business, tot în domeniul ăsta al nostru, eu știu, la detailing mă refer, pentru că domeniul ăsta îl cunosc eu mai bine, și își fac calcule de la început și abordează ca pe un business. Eu nu am abordat ca pe un business, a fost o pasiune. La un moment dat am constatat că eram prea nebun, adică mă dusesem, nu știu dacă ți-am povestit, mă dusesem în chimie și mă interesa chimic cum sunt soluțiile, din ce sunt soluțiile făcute, lucruri pe care nu mă ajuta în meserie. Dar pe care le-am învățat la școală. Bine, bazele. A, nu mai au nicio legătură, cel puțin nu mai... E, dar asta aveam să zic, asta era, nu știu, că am deviat-o, că eu am talentul ăsta de a vorbi mult și să spun puțin. Asta voiam să zic, că e bine să te duci și să cauți un meseriaș care a început meseria din pasiune, pentru că nu-și va trăda pasiunea chiar dacă între timp nu mai resimte ca pe o pasiune. A pierdut-o cumva, dar nu-și va putea bate joc de meseria de care odată era îndrăgostit, ca să o romanțez puțin, nu? A fost prea alambicat sau? Nu? Cine știe, na, eu mă rog, m-am obișnuit cu stilul tău, acum să vedem oamenii. Sâmbătă dimineața acum. Da, e greu, la ora asta e greu. Poți să zici și tu, Cezar, ceva? Da, eu am zis, e posibil să fi zis deja asta în podcastul ăla inițial cu mecanicii, că eu mă uit la mine cum lucrez eu pe la mașini, eu nu fac asta ca să scot bani din ea, și mă uit la mine cum lucrez la mașini, păi dacă eu stau și bibilesc la o garnitură de capac de culbutori câte o jumătate de oră să fie totul bine și ok și pus cum trebuie și să nu stric, practic eu aș da faliment lucrând la un servis sau ar trebui să cer omului foarte mulți bani să nu se justifice această operațiune. Dar na, știi cum e aia, dacă faci ce-ți place, nu vei munci o zi toată viața. Sau vei da faliment și vei muri de foame. Păi nu, e adică foarte adevărat. Dacă faci ce-ți place, încearcă să nu faci muncă. O muncă. Da, să nu fie muncă aia. Să te întreții din altceva și exact. Aia să rămână strig la nivel de pasiune. Bineînțeles că na, trebuie și acolo, nu să vii cu bani de acasă să-ți faci pasiunea, dar... Asta e testată de două ori, că și cu YouTube-ul la fel s-a întâmplat. Acum sunt pe modul automat, că ne înțeleg oamenii ce... Sunt pe modul automat. La început era așa, pasiunea asta a mea, voiam să îmi arăt talentele de operator, talentele de editor, talente... Evident, între timp... S-a diluat. S-a dus în altă parte, dar pornind din pasiune, asta e, asta ține totul pe linia de plutire, probabil. Hai să revenim. Tu ai făcut subiectele, la ce te-ai gândit când, de ce ne-am dus la școală? Ce voiai să discutăm? Da, eu încercam să zic ceva de genul, întotdeauna când te-ai dus la școală, ți s-a predat ceva, da, la matematică să zic, din alea, integrale, logaritmi, cine mai știe ce sunt alea. Și întotdeauna te-ai întrebat, mă, dar o să-mi folosească mie asta vreodată în viață? Cam asta e ce vroiam eu să discut aici. Tu știi că eu la facultate, ți-am zis, noi făceam tiristorii. Aha, și da, învățam de mama echipamente care nu se mai foloseau sau nu se mai folosesc. Nici atunci nu se mai foloseau, practic. Noi învățam despre strung ca idee. Făceam laboratoare despre strung, dar în facultate nu era un laborator, nu exista un strung. A trebuit să ajungem la electroputere și acolo am văzut prima dată un strung, dar noi știam toate roțile cum să... Că vi le desenase pe tablă. Da, sau vă pusese și pe voi să le desenați pe hârtie din aia milimetrică. Da, da. Incredibil de urât sistemul ăsta. Păi nu, da, îți omoare și pasiunea până la urmă, că dacă tu aveai o pasiune despre asta, în momentul în care începe ea cu să-ți o analizeze și să fie foarte greu de la început,
Se intră prea în detaliu de la început. Eu cred că asta e problema, da? Să nu încercăm să analizăm sistemul educațional românesc. Să încercăm te să... cunoaște, doamna, spre să uite la noi, iar eu nu cunosc. Nu. Nu se uită la noi pentru că arătăm ca doi nebuni, suntem cu microfoane și cu cameră la bodegă dimineața. Înțelegi? Deci îți dai seama că... E ora obișnuită la bodegă dimineața. Da. Este o... Bă, fiți atenți că am uitat să facem disclaimere că nu ne interesează să... reînviem sau cum dracu să-i zic sistemul de învățământ. Nici nu mă interesează sistemul de învățământ. Nu, e o părere, o discuție între doi oameni. Nu propunem noi nimic pentru că nu suntem în domeniu, nu ne ocupăm cu treaba asta. E pur și simplu, ăsta sunt podcasturile. Simt nevoia să spun treburile acestea. De ce? Pentru că în comentarii unii o să înțeleg, sau unii o să vină cu ce, bă, sunteți voi experți, știți voi despre sistemul de educație din România? Nu știm. Da, ne dăm cu părerea și de-aia tu te uiți, că altfel te-ai uitat la altceva în dimineața. Sau, mă rog, când ne privești. Nu, eu zic că asta trebuie extinsă. Noi, de fapt, nu știm nimic. Deci, nu, noi tot ce spunem pe aici sunt părerile noastre personale. Exact. Noi nu vă învățăm pe voi, faceți bă ca noi. Nu, noi spunem că cam ce părere avem noi despre diverse lucruri. Da, și în fiecare zi mă minunez când mă uit pe statisticile alea și văd când ne priviți. Bă, ceva îmi face bine. Ceva îmi face noi bine. Așa. Să încercăm să intrăm. Să intrăm totuși în subiect, da. Până nu terminăm emisiunea. Uite, eu am observat de-a lungul timpului că anumite lucruri mi-au folosit în partea asta de auto. Uh-huh. Un lucru foarte simplu este și, după cum îi zice, regula de 3 simplă. Chestia aia cu cum să afli cât îți consumă de fapt mașina. Eu am observat că uneori calculatorul ăla de consum al mașinii nu e tocmai adevărat. Dacă faci consumul gol la plin, adică aștepți până aproape se termină combustibilul din rezervor, te duci la o benzinărie, bagi, să zic, 50 de litri, resetezi tripul, acel contor de kilometri mic de la mașină și după aia când rămâi iarăși fără benzină, te duci și bagi iarăși plinul, preferabil de la aceeași pompă, ca să elimini diferențele de măsurare de la pompe. Cu aceste date putem să aflăm cât consumă mașina asta de fapt, pentru că pe noi ar trebui să ne intereseze cât consumă în bani, nu cât scrie pe bord, că la unele mai scrie una, mai scrie alta. Am văzut și prin videourile lui Vlad că se mai supără lumea, pe bine, doamne, tu spui că mașina asta consumă 10, dar pe bord ai afișat 25 consum. Păi normal, dacă el o fi stat cu ea pornită pe drum, pe loc o oră ca să poată să o filmeze, să-i meargă toate sistemele mașinii prin interior, pe acolo, că unele nu merg decât cu motorul pornit. Până la urmă, poate că asta ne-ar interesa mai mult. Cel puțin pe mine, asta mă interesează. Cât plătesc? Consumul real la buzunar. Altceva, ce mai avem pe aici, pe sistemul ăsta aici? Un tabel. Ne-au învățat pe la școală, ne-au învățat cum să citim tabele. Poate părea relativ banal. Dar uite că mai găsim și pe la mașină câte un tabel. Sunt tabele cu presiune în roți. Pe mine mă întreabă lumea, eu la ce presiune să-mi umflu anvelopele? Păi, zic, vezi că trebuie să ai un tabel, ori în ușa de la șofer, ori în ușa de la pasager, ori la mine la Cadillac întorc pe două, dacă nu în manualul de utilizare al mașinii, nu mai avem manual, căutăm pe internet și în tabelul ăla poate scrie. Pentru cele cu motor diesel, deci mai greu, trebuie o anumită presiune pe față, la cele cu motor pe benzină și mai mic, deci mai ușor, trebuie altă presiune la roțile din față. Dacă mașina merge încărcată, trebuie o anumită presiune la roțile din spate. Dacă mergi singur în mașină și decât cu o gentuță, trebuie altă presiune la roțile din spate. Asta cu presiunea la anvelope trebuie discutată pe larg, găsim noi pe la vreo vulcanizare pe undeva să filmăm, că e mult de discutat aici și multe ăștia. Așa, ce mai este pe aici? Da, uite, de exemplu, limbile străine. La noi, cel puțin cum am prins eu sistemul educațional, s-au făcut două limbi. O limbă principală, o limbă secundară. Una s-a făcut cam de prin clasa a doua, cred, se face prima limbă, și a doua de prin clasa a cincea. La mine a fost engleză principală, franceză secundară. Și întotdeauna am zis, engleză știam eu de la desene, de la televizor, întotdeauna am zis, ce fac eu cu franceză, că nu trebuie mie franceză. În timp, uite că mi-a trebuit, mai ajungi printr-o țară străină să mai iei vreo mașină, mai te mai uiți la un set de acte, poate dintr-o țară și nu înțelegi ce scrie pe acolo. Da, stai că eu asta nu înțeleg, din clasa a doua, da? Ai făcut câțiva ani, nu știu, câți ani au fost? Păi, dintr-a doua până am terminat facultatea.
cât să, 15 ani sau cât a fost. Deci a continuat, nu? Da. Bine că nu te învață la școală să citești manuale de mașină. Și nu doar manuale, și plus că sunt termeni tehnici pe care într-o conversație și la școală și într-o conversație uzuală nu trebuie să-i cunoști. Da, strict termenul tehnic îl poți căuta pe Google, dar exact. Dacă tu nu înțelegi nimic din limba aia, plus că nu ai exercițiu nici vorbirii, adică mie mi se întâmplă la fel să înțeleg limbile acestea, dar să, neavând exercițiu vorbirii într-o limbă străină, mi-ar fi greu o perioadă până m-aș acomoda. Uite, asta se întâmplă. Făceam facultatea în limba franceză. Era o secție cumva specială, să zic, dar specială doar pentru că învăța electromecanică în limba franceză. Și, într-adevăr, acum îmi dau seama că, auzind în fiecare zi profesorii vorbindu-ne, predându-ne în limba franceză, începusem și ascultându-ne, în 70% din cazuri, să zic, nu chiar toți, începusem să-mi dau drumul așa și să pot să leg propoziții. Cuvintele, mă rog, majoritatea celor de folos, să zic așa, pot să le cunosc. Dar uite acum, nemai având exercițiul acesta de mult timp, mi-ar fi greu să, până m-aș acomoda. Da, dar eu zic că ai avea o șansă mai mare să-ți iasă, ai o bază, ți-o aduce aminte, mai durează, dar sunt niște lucruri formate acolo după atâția ani. Eu la franceză mai mult m-am ocupat cu copia teme prin pauze, că asta era toată chestia, să ai tema făcută, că înțelegeai ce scrie acolo, că nu înțelegeai, s-o ai făcută. Un sistem repetitiv și robotic, dar acum na. Hai că engleza ție ți-a ajutat, adică... Păi nu, engleza a fost din altă parte. Engleza a fost la Cartoon Network. Pe vremea mea erau desenele în engleză, nu erau traduse. Știi ce ai tu pe partea asta de engleză? Ai accentul ăsta pe care puțini îl avem din țară, dar cred că l-ai perfecționat cumva în America când ai fost. Nu, la oamenii, mine nu se întâmplă... Nu știu, am pus episodul ăla când... Nu, ăla nu e pus, ăla cu poveștile de prin America nu e pus. La mine, mie mi se întâmplă de preiau accentul omului cu care vorbesc. Mi se întâmplă și în română, deci dacă vorbesc cu un moldovean sau ceva, imediat prind accent în moldovean și poate omul îi se pare că îmi bat joc de el, dar la mine așa se întâmplă. Și cu engleză exact la fel. Bine, nici eu n-am mai vorbit engleză de ani de zile, că n-am mai avut ocazia. Ce am mai vorbit, să zic, cu vorbitori nenativi, deci nu se pune. Vorbește engleză cu lume prin Macedonia și prin Albania, nu ajută la nimic. Dar, da, dacă... Da, apropo, tu mă ai prieteni pe Facebook. Câți prieteni mai ai și tu pe Facebook? Sau follower? Ce sunt? Pe Facebook-ul nou profesional pe Facebook? Nu, pe Facebook-ul meu nu știu exact câți prieteni am, dar nu mă, e te întrebam acolo, pe ăla pe care îl promovăm, hai să intrăm în joc. Da. Da, am creat un Facebook de business, da, pentru activitatea asta. Nu-i mai ce de business, desfășurat pentru pe prieteni. Zici, pentru prieteni, de business se pare rece, pare ceva în neregulă. Da, ideea e că dacă aveți vreo treabă cu mine sau vreți să mă întrebați ceva, mă găsiți pe Facebook. Aici este Cezar, se numește Facebook-ul, găsiți în descriere mai jos. Pe atelier pun descrierile. Pe atelier. Pe ăsta încerc altceva, adică îți explic eu. Da, am înțeles. Da, pe atelier aveți toate adresele de contact pentru tot echipa. Deci dacă doriți să luați legătura cu vreunul dintre noi, acolo găsiți. Bă, sunt 18 minute. Mă plictisește discuția. Nu-ți place asta cu școala? Nu, nu-mi place. Păi, și de ce nu spui de la început că nu-ți place? Păi nu... Sau nu te gândiști că nu o să-ți placă? Nu, i-am dat interpretarea noastră, dar... Hai să mai discutăm puțin. Pentru că în urmă cu ceva timp asistam la o discuție și oamenii au un copii. Și, domne, că YouTube-ul e rău, YouTube-ul nu știu cum. Eu am învățat meseriile din care am trăit și din care o să trăiesc probabil până la final de pe YouTube. Știu că poate pare ciudat, dar asta s-a întâmplat. N-am învățat nici la școală, nici pe nicăieri. Și s-a întâmplat așa, prima dată la detailing, evident că atunci când am început eu era la început și YouTube-ul și
cum sună. Pe vremea mea, zi, pe vremea mea cu 2 ani jumate. Și de acolo am învățat multe lucruri. Atunci a fost un mix, așa să zicem. A fost jumătate documentație de pe internet și jumătate YouTube. Partea de piele am învățat-o strict de pe YouTube, stând ore în șir. Partea de despre cum să faci YouTube, tot de pe YouTube am învățat-o. Am fost norocos că am avut unele deprinderi, de exemplu, am învățat despre cum se editează, cum se filmează, cum se așează niște microfoane, niște lumini. Alea le-am învățat în meseria mea pe care am avut-o, meseriile, că nu a fost una singură, pe la televiziune pe unde am lucrat. Dar asta e. Mare parte din ceea ce știu sau din baza a ceea ce știu a venit de pe YouTube. Deci internetul nu e chiar rău așa, hai să nu-l demonizăm. Internetul, dacă e folosit în scopuri educative, este o unaltă incredibilă. Asta a fost și, cum să zic, dezbaterea mea la acum ceva timp, interioară. Cum să facem? Să mergem pe conținut mai light, așa să zic, dar mai de mase? Sau să mergem către conținut informațional cu puțin amuzament cât putem noi și cât să nu ne condiționeze? Știi? Adică te simți bine. Că dacă vii la filmări, cum vorbeam și asta, diferența dintre noi și profesioniștii din televiziuni, e că ăia, dacă li se întâmplă ceva, au o problemă, își joacă foarte bine rolul în fața camerei. Eu nu pot. Dacă am o problemă, închid camera. Asta e diferența dintre unii și ceilalți. Nici nu știu de unde n-ai mai pornisem. Deci, cu asta, cu YouTube-ul, da. Dacă e bun sau nu e bun. Și probabil că poate vrei să zici că atunci când te-ai apucat tu de YouTube, de restul de meserii, de la învățat de pe YouTube, poate că tutorialele nu erau tocmai în română. Nu era, poate că ți-a folosit treaba, ca știai cât de cât o bază, o limbă străină. De acord, da, bună, păi bună observația. Da, da, n-am găsit niciun tutorial în limba română, nici despre detailing, mă refer la data aia când am început eu, și nici despre pielării. Da, toate erau în engleză. Rare ori în alte limbi pe care le mai bâșbâi așa. Nici translate-ul nu mergea, ăla autotranslate-ul ăla de pe Google, de pe YouTube, nu, da, cred că mergea, da, atât, nu, de bine. Bună atunci observație, deci o bază trebuie să fie, cel puțin. Da. Te mai ajută. Și când te uiți la niște acte, știi? Eu mă uit la temele, uite, pe care le are fiul meu de la școală. Bă, na, e sâmbătă. N-aș vrea să zic cuvinte din astea grele, dar nu ne mai facem bine. Deci, dacă cineva are vreo speranță ca în timpul vieții noastre, stai puțin, în timpul vieții noastre, dacă cineva mai are vreo speranță, mă bucur pentru el, că e foarte greu să sper speranța asta, știi? Dar eu nu, v-am zis, mă uit pe ce n-are nicio legătură cu viitorul. Bă, sunt 23 de minute plictisitoare. Da, hai, gata, mai încercăm altceva totuși. Mai încercăm despre mașini. Încercăm altceva, da. Gata. Păi, ce să mai... Fă-și e greu. La început este prima înregistrare din ziua asta. E sâmbătă dimineața. Na, merge mai greu treaba. Mai încercăm. Următorul episod. Salutare!